Înainte să intru în partea a doua, privirii de ansamblu, m-aș opri pentru întrebări. Vă spun de la început, nu sunt întrebări proaste, numai răspunsuri proaste, așa că tot blamul este pe mine, nu pe voi. Dacă întrebarea nu are nimic cu subiectul, atunci trec pe lângă ea. Și eu am această libertate să răspund la o întrebare sau nu. De multe ori o să zic, nu știu, dar aici e frumusețea trupului lui Hristos, pentru că biserica este o comunitate în hermeneutică în care Duhul se arată prin unul spre folosul altora. Așa că aștept câteva minute. Eu am pregătit următoarea sesiune, dar dacă aveți întrebări, cu bucurie. Și poate după fiecare sesiune ne putem opri un pic până proaspete lucrurile ca să puteți, sau mă puteți opri, mă puteți întrerupe, nu mă deranjează, că mă ajută prezentările PowerPoint să reiau firul, să mă duc mai departe. Dar de obicei, prezentările mele sunt atât de clare încât n-au de unde să fie întrebări. Te rog. De multe ori citind începutul Apocalipsei, mi-a pus întrebarea ce presupunea la Ioan sintagma în ziua Domnului eram în Duhul. Asta n-am... Dacă o fi sâmbătă, dacă o fi duminica sau dacă o fi... eram în Duhul. Dar este o discuție legată de toată povestea asta și se presupune că de ziua împăratului în vremea respectivă se dădea o zi liberă. Și dacă el era în carierele de piatră din Patmos, atunci singura zi liberă pe care o avea era la ziua în care legea respectivă dădea tuturor o zi liberă. Dar a fi în Duhul este cu totul altceva. Și a fi în Duhul înseamnă a sta deschis spre Dumnezeu să-ți vorbească într-un fel sau altul. Și toate cartea Apocalipsa vine, se așează pe promisiunea Domnului Iisus Hristos din Evanghelie. Deci mai am multe lucruri care nu le puteți purta. Dar când va veni Duhul Sfânt, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și atunci promisiunea asta pe care o face Domnul Iisus îmi deschide mintea într-un fel și o așteptare ca Duhul lui Dumnezeu să poată continua în lărgirea înțelegerii revelației lui Dumnezeu. Și atunci a fi în Duhul înseamnă a fi din un posibil răspuns. A fi interesat de Dumnezeu și de planurile Lui, deschis pentru ele, doritor într-un fel. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos spune câteva pilde în Matei și prima dintre ele este pilda semănătorului. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. A băgat mâna, a luat și a aruncat sămânța. O parte a căzut lângă drum, altul în pământ pietros, altul în pământ stâncos și o parte în pământul cel bun. Termină de vorbit și cum se întâmplă și la noi. Predicatorul și-a terminat ce a avut de zis și noi închidem întrerupătoarele și când ieșiți în hol și trageți cu urechea la discuțiile care sunt, nimeni nu discute predica. Am cuplat automat pe afaceri, pe copii, pe... Dar cam asta se întâmplă în general. Și imaginați-vă, mulțimea zice, s-a terminat predica, s-a terminat. S-au întors și au plecat. Și ucenicii au venit la Domnul Iisus și zice, de ce le vorbești în pilde? Și Domnul Iisus spune, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Se uită la cei care discutau altceva în hol, zice, lor nu le-a fost dat. Foarte ușor aș putea cădea în predestinație și liber arbitru. Dar care e diferența dintre unii și alții? Dragii mei, ucenicii au venit să întrebe. Pe ceilalți nu i-a interesat lucrurile astea. Și atunci ei erau în Duhul, într-un fel, dornic să cunoască. Și Domnul Iisus vine și le tălmăcește pilda. Dacă n-ai întrebări, când Duhul lui Dumnezeu a pornit, într-un fel, lucrarea publică a Duhului Sfânt la Rusalii, spune că după ce peste sau aproape 3.000 au fost botezați, în numele lui Iisus se spre iertarea păcatelor, versetul 42 spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. În învățătura apostolilor aud cuvântul, ca și conferința de ieri și de astăzi.
Dar numai în legătura frățească, împărtășie, discutând și dezbătând lucrurile auzite, înțeleg cuvântul. Dacă nu pun întrebări, dacă nu mă frământ, pe ureche intră, pe cealaltă iese. Știți ce se întâmplă cu tot ce ai auzit? După 24 de ore, mai reții 5%. Da? Ca să maximizezi retenția, trebuie să frămânți lucrurile, să pui întrebări, să citești. Ce-o vrut să spună guralivul acesta? De-aia îi laudă pe bereieni, pentru că ei s-au dus acasă, nu ca să mănânce de amiaz, s-au dus acasă și au deschis scripturile să vadă ce am auzit astăzi, este sau nu e așa? Și frământarea asta o ai în legătura frățească. Apoi cu ce ai înțeles, vii la frângerea pâinii și ești la masa Domnului. Este cuvântul lui, adevărul lui. Și el se uită la tine și așteaptă un răspuns. Da? Ori ba? Vreau sau nu vreau să trăiesc în lumina celor auzite? Dacă zic da, numai rugăciunile mi înduplecă inima să fac ceea ce știu că trebuie să fac și vreau să fac. Și atunci observați, cele patru lucruri sunt un lanț întreg care mă deschide spre lucrarea Duhului Sfânt. Mă deschide spre lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul are două instrumente esențiale în mâna Lui. Sabia Duhului și comunitatea Duhului. Dacă mă izolez de biserică, am luat din mâna Duhului Sfânt unul din cele două instrumente. Dacă n-am timp de scriptură, l-am luat și pe celălalt. Și? Căutați pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dragii mei, a fi creștin este imposibil să stagnezi. Ori urci, ori cobori. Și atunci, de aia spune Domnul Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se din gura lui Dumnezeu. Dar acum Dumnezeu avea și oameni speciali. Niciun dintre noi nu ne asemănăm cu Ioan. Niciunul. Sau cu Samuel. Sau cu Moise, cu care Dumnezeu vorbea gură către gură, dragii mei. Avea oameni speciali. Ei au primit revelația lui Dumnezeu. Și dacă era în Duhul și este vorba de Duhul lui Dumnezeu, atunci ceea ce citesc în Apocalipsa trebuie să fie vorbirea lui Dumnezeu pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și în baza promisiunii Domnului Iisus Hristos, El vine și deschide fereastra spre desfășurarea planurilor lui Dumnezeu. Și observați cum începe textul. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi ceea ce se întâmplă în curând. El a trimis pe îngerul său, la robul său Ioan, și Ioan primește porunca ce vezi scrie și trimite-o la cele șapte biserici. Și am vorbit despre tot lanțul comunicării. Dar cartea asta, dacă o iau strict termenul sau expresiile în limba greacă, este descoperirea despre Iisus sau descoperirea lui Iisus sau descoperirea din partea Domnului Iisus Hristos? Dar dacă realmente El este, indiferent cum aș lua expresia, în punctul central, dragii mei, care dintre noi, am spune, nu mă interesează nimic despre Hristos? Care dintre noi? O, la afară de faptul că ești musulman și ei se pleacă înaintea lui Hristos, chiar dacă nu cred că a murit și evrei nu cred că a înviat, dar asta e diferența dintre unii și alții. Dar dacă despre este vorba, atunci în miezul cărții este persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și că stelele din cer vor cădea pe pământ. Da. Pământul ăsta este vorba sau o fi un alt pământ? Sau este vorba de o metaforă. Da? Și va trebui să alegi. De pildă, numai Jupiter se cadă pe, de câte ori mai mare decât pământul. Noi suntem a dust, da? Un fir de praf. Cum adică stelele din cer se cadă pe pământ? Dar dacă citiți toată literatura profetică a Vechiului Testament, este un fel de metaforă, vorbire care aduce ideea zilei celei mari a Domnului. Și atunci astea sunt semnele scatologice care anunță venirea. Astea nu-i doar în Apocalipsa, le găsiți în profețiile Vechiului Testament. Și atunci, într-un fel sau altul, în limbajul acesta, Dumnezeu și-a codat mesajul în haina limbii și a literaturii. Și pentru că Apocalipsa este scrisă când este scrisă și atunci se gândea și se vorbea în termeni ăștia, nu-i singura carte de acest fel,
Este un anumit mod de comunicare, dar nimeni nu se gândește ca nouă ne frică de un singur meteorit să lovească Pământul și îl face praf, dragii mei. Uitați-vă doar la scoarța terestră și la craterele meteoriților care au lovit Pământul. Imaginați-vă acum să vină într-o dimensiune mai mare, ar fi o catastrofă, o explozie nucleară. Cum adică stelele se cadă pe Pământ? Dar este o vorbire care îți dă un fel de a anunța în Biblie ziua Domnului. Stelele din cer se cadă pe pământ? Adică Biblia în mod clar că vorbește despre un cer nou și un pământ nou. De pildă, când vom merge spre sfârșitul cărții Apocalipsa, atunci noi toți am vrea să mergem în cer. Ioan spune, nu, cerul vine la noi, noi plecăm în cer. Dar cerul nou și pământul nou nu e o noutate în Apocalipsa, o găsiți în Isaia. Și atunci întrebarea este, de fapt, unde te vom duce, da? Și ce se va întâmpla? Și fie mergi cu predicile care le-ai auzit și cântările pe care le-am învățat, fie îți deschizi ochii să vezi ce spune Biblia. Ori noul Ierusalim se coboară din cer pe pământ, dar pe un pământ nou, pentru că pământul din tâi pieriseră. Marea nu mai era. Cum va arăta lucrul acesta? Așa mei, nu știu. Dar gândiți-vă doar la faptul că universul acesta este incredibil de mare. Și bătăliile mari ale secolului 21, mai ales cu inteligența artificială generală și visele omenirii, este să rezolve împlinirea minciunii diavolului din Eden. Vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Sunt două ambiții ale secolului 21. Rezolvarea morții fizice și îndumnezeirea noastră, fără să rezolvi păcatul, fără Domnul Iisus Hristos. Dar acum, toate astea Dumnezeu le-a rezolvat acum 2000 de ani. Moartea fizică a fost rezolvată în învierea Fiului Său și îndumnezeirea noastră sau devenirea noastră asemenea chipului Fiului Său este lucrată în noi de Duhul lui Dumnezeu și suntem pregătiți pentru a domni împreună cu El, pentru a fi compatibil cu cerul, cu sfințenia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar la trupul acesta, uitați-vă la mine, eu sunt bătrân și îmbătrânit, dar și voi veți veni după mine, indiferent cine sunteți. Și când vorbesc cu oameni de știință și cu medicii și văd cât de complex este trupul acesta pe care îl vor mânca viermii. Oare să risipească Dumnezeu povestea asta? O, nu! Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât Dumnezeu însuși să poată să vină să locuiască în pântecele Mariei și să se nască în Betlehem și să devină unul ca noi, să fie ca și noi. Cât de frumos trebuie să fie trupul acesta ca Dumnezeu să se poată întrupa în ea. Dar acum imaginați-vă cum va fi când îl vom vedea pe El. Interesant. Domnul Iisus, când i-a văzut buimaci după înviere, zice, aveți ceva de mâncare? Cel mai prost meniu pe care l-am, un pește rece și un fagură de miere. Iisus a zâmbit, a luat, a mâncat înaintea lor. Și cum sunt toate lucrurile astea? Nu știu. Dar este un fapt istoric care ne arată încotro curge istoria, ce ne așteaptă pe noi dacă luăm în serios pe Dumnezeu. Și atunci cer nou și pământ nou este ceva ce Scriptura vorbește despre ele încă din Tanah, încă din Vechiul Testament, dragii mei. Și Ioan nu face altceva decât să ia să ducă la lumină lucrurile acestea. Te rog. Întrebarea mea ar fi, deci cartea a fost scrisă la nici mai mult de 100 de ani, un special Ioan, foarte special, care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus și totuși noi suntem la 2000 de ani când ne uităm în urmă, totul e o oală și o ulcea din toate bisericile alea. Ce șanse avem noi? Ce șanse avem noi și ce trebuie noi? Eu cred că în asta trebuie să ne punem mai tare problema. Nu ce o să cadă, ce nu o să cadă. Ce șanse am eu ca să
supraviețuim, Mihaela, să fim împreună. Cu ani în urmă călătoream prin Israel cu profesorul meu de Vechiul Testament și trecând prin Israel, pe vârfurile dealurilor, erau dărâmăturile cetăților cruciaților. Și foarte interesant, dânsul care a fost arheolog în Israel, 3 ani de zile, și ne arăta ruinele acestor cetăți, zice, asta e tot ce a rămas din creștinismul vremurilor respective. Du-te la toate bisericile Apocalipsei în Turcia și vei vedea același lucru, cei care ați vizitat. Și atunci, un prim adevăr este, în primul rând, dorința lui Dumnezeu din totdeauna a fost să nu locuiască într-un templu de pietre și lemn de cedru, ci în mijlocul poporului. De ce ne-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Noi am furat lucrurile astea și ne-am stricat mințile, pentru că scriem, ne facem clădiri, dragii mei, și scriem pe frontispiciul lor biserica lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu. Bătrânii noștri aveau dreptate, casă de adunare, așa-i? Noi erau biserici, erau case de adunare. Pentru că se adunau în catacombe, în păduri, indiferent unde te aduni. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu suntem noi, oamenii. Noi suntem veșnici. Astea vor fi arse de foc, dragii mei, toate vor pieri. Noi suntem veșnici și dacă îți legi inima de Dumnezeu, Dumnezeu nu minte, te pregătește. Nu unor îngeri a supus e lumea viitoare despre care doar vorbim. Și cineva a zis undeva, ce este omul să aduce aminte de el și fiul omului să-l bage în seamă? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Ups! Am fost făcuți pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Noi vom judeca pe îngeri, spune Pavel. Păi atunci de ce suntem aici? Pentru că noi uităm că am venit cu o misiune pe pământ și ne vom întoarce la tata. Uităm să ne pregătim pentru ceea ce ne așteaptă dincolo de moarte. Și de aici e toată tragedia, Mihaela. Și noi ne bucurăm de programele noastre, de clădirile noastre, de închinarea noastră, de prelegerile noastre și uităm de faptul că fără să vedem și fără să vrem, purtăm pe frunte și pe mână numărul fiarei care ne va lăsa afară. Dar despre asta voi vorbi după masă, dacă ne va ajuta Domnul. Dar întrebarea cu care am pornit la Domnul, ce relevanță are o astfel de carte pentru noi? Și de aceea Dumnezeu, în harul Lui, deschide perspectiva capitolelor 4 la 22 de dragul celor 7 biserici și pentru cele 7 biserici. Și acolo ne putem așeza pe oricare dintre noi, pentru că Scriitorul spune, cel ce va birui, singular. Și aici nu e vorba de trebuie să fim 100 ca să... Nu. Aici ești pe cont propriu. Sau celor, și aici ne include pe fiecare când ne așezăm la oaltă. Și atunci bătălia este în dreptul meu, al familiei mele, ai copiilor mei, și acolo este bătălia imensă, să stăm lângă Domnul Iisus Hristos. Ultimele cuvinte ale mamei mele înainte de a pleca, numai de Domnul Iisus să nu ne lăsăm. Restul, dragii mei, garduri și certuri de ale noastre, El este calea, adevărul și viața. Și de vreme cât mă țin de El și sunt în El, atâta vreme, dragii mei, am nădejdea împlinirii promisiunilor Lui.